Ioan Slavici, Boierul și Păcală. Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată, vede o trăsură venind spre el. Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac și îl ridică drept în sus. În trăsură era boierul, cucoana și vizitiul, care mâna cai. Boierul, văzând pe Păcală, spuse vizitiului să oprească trăsura. Bună ziua! Păcală răspunde. Mulțumim! Dar ce faci aici? Apoi, cucoane, ia, am pus și eu lemnulista să se hodinească o lecuță, că apoi îl duc acasă. Dar dumneavoastră, unde vă duceți? Eu am auzit de unul, Păcală, care păcălește oamenii și mă duc să-l găsesc, să mă păcălească și pe mine. Păcală îi zice boierului. Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am uitat păcălitorul acasă. Dați-vă jos din trăsură să-mi aduc păcălitorul. Dumneavoastră, cucoane, țineți lemnulista bine să nu se clatine, că eu vin îndată. Când boierul ținea cât putea trunchiul să nu se clatine, Păcală se sui în trăsură și plecă. Se face noapte și Păcală nu mai vine. Stau așa toată noaptea și a doua zi după amiaza, numai ce trece un om. Bună ziua, zice omul. Bună ziua, îi răspunde boierul. Dar de ce stați dumneavoastră acolo? Așteptăm să vină Păcală de acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. Mi-a spus că vine de grabă cu trăsura și nu mai vine. Atunci omul spune boierului. Dar voi, cucoane, nu-i destulă păcăleala asta? Că s-a dus cu trăsură și cu cai cu tot? Și așa rămase boierul păcălit și fără trăsură.